Bună seara și bine ați revenit la Câștigă România. Abia aștept să începem această ediție, care îl are deocamdată în prim plan pe câștigătorul ediției trecute, Ion Alexandru. O frumoasă ediție pentru tine, te felicit, Ioane. Alături de tine se află Maria Ioniță și Ștefan Maier. Ștefan e mai serios așa, am văzut un zâmbet la Maria, ceea ce mă bucură. Așadar, avem dispoziția potrivită pentru a începe ediția de astăzi, Câștigă România. Vom pleca astăzi în prima fază din satul mare și mergem în Timiș. Asta e traseul. Acum să știți că la toate traseele astea din runda întâi apar probleme. Adică mai în fiecare ediție au apărut probleme, chiar dacă pare simplu așa. Atracția principală a muzeului în aer liber, biserica din lemn ridicată în secolul 17 aici în județ, biserica din Lechința, biserica dintr-un lemn, biserica dintr-o zi sau biserica din deal? O primă întrebare pentru Ion. Cred că la Lechința nu e îndemn. Biserica din deal. Biserica din deal este răspunsul final? Da. De acord toată lumea? Opa, stai că Ștefan zice ceva. Biserica dintr-o zi. Dintr-o zi? Dintr-o zi. Nici dintr-o Lechința n-are cum Dacă zic că e dintr-o zi, eu o să zic biserica din Lechința. Lechința, da. M-am gândit că nu e tocmai acolo Lechința. Să mergem și la Maria. Sărut mâna și succes. Mulțumesc. Păi zice că aici în satul mare, în județ, e o mlaștină, Vermeș, situată în sectorul nordic al Câmpiei de Vest. Mai exact, în Câmpia Libertății, Mirului, Turzii sau Valahă? Mirului. Mirului. Răspuns final. Da. Și de ce te uiți așa la mine? Într-o parte așa te uiți. Mă, ce zice ăsta? Ce-o face? Răspuns corect, Mirului. Bravo, Maria. Ștefan, e rândul tău. Ansamblul folcloric Cununița a debutat în emisiunea Tezaur Folcloric, realizată de Marioara Murărescu, Andreea Marin, Grigore Leșe, Iuliana Tudor. Marioara Murărescu. Răspuns corect. Și hai să vedem dacă folosești varianta ajutătoare, scoate-mă din județ. Da, o folosesc. O folosești? Da. Bine, iată și întrebarea. Pipă ceremonială folosită de amerindieni în scop religios sau la încheierea unui tratat. Pipa de aur, narghilea, pipa păcii, luleaua parfumată. Pipa păcii. Pipa păcii, răspuns corect și a ieșit din județ. Ia spune tu, Maria, cu ce te ocupi? Sunt pensionară. Da. De profesie economist. Da. Am lucrat într-o bancă 30 de ani. Într-o singură bancă? Tot timpul în aceeași bancă. E, na. 30 ceva de ani. Da, 34 de ani. Felicitări că... Mulțumesc. E important. Asta spune ceva despre tine. Pe lângă bancă? Pe lângă bancă, acasă, copii, gospodărie, pasiuni diverse. Adică ce? Mai călătorii, clar. Grădinărit mai nou. Da? Da. Ce grădinărești? Oh, de toate, legume și flori. Flori. Trandafirii sunt slăbiciunea mea. Și îi vinzi? Nu. Îi tai? Nici nu îi tai, nu mă îndur să-i tai. Așa voiam să aud. Mulțumesc. Și eu te-aș invita să mergi mai departe de satul mare, cum ar veni? Prin Bihor. Prin Bihor. Prin județul Bihor, în afară de Crișul, repede, mai curge și râul Crișul, alb, negru, albastru, dublu. Crișul alb. Crișul negru. Este răspunsul da. Corect. E de acord, Ioane? Da. Da. Negru. Negru, că am trecut acum zilele trecute pe acolo. Dar ce ai făcut acolo? Păi am făcut un tur așa prin țară. Da? Plimbare. Pe unde ai umblat, Ioane? Ia zi. Pe unde ai mai umblat?
Deci ce ai văzut ce ți-a plăcut și ce ai văzut ce nu ți-a plăcut? De la cheie am plecat din Prahova. Da. Spre... în toată zona Moldovei, Bacău, Vatra Dornei, ne-am întors prin Tihuța. E frumos la Bacău? Frumos el, am prins un spectacol pe acolo, da. Ce spectacol? Era zilele orașului. Ah, da. Băutură, mâncare, nu știu băutură, ce, gratuit, cine da, știe da, să pregătesc da, de o campanie, da, așa da, că cine știe când e nevoie de da, niște susținători. Și ne-am întors în Someș, în Dej, nu știu pe unde am mai umblat. De ce ai plecat așa? La plimbare. Plimbare? Da. Să vedem la cine ne orientăm. Ștefan, tu ești la rând? Da. Dăm un județ, te rog frumos. Bihor. Împarte în două municipiul Oradea. Crișul alb, crișul negru, crișul pietros sau crișul repede? Crișul negru. Dacă vă mai aud că mă întrebați când trebuie să răspundeți... Crișul negru. Ah, e altceva. Răspuns final? Final. Bine. Să știți că acolo, pe acest criș, se amenajează malurile, se amenajează, se construiesc niște lucruri. E spectaculos ce se întâmplă în Oradea. Crișul repede este crișul care desparte da, Oradea da, în două. Ioane, ți-am zis, tu ai început ezitant... Dar acum te afli în județul Bihor. Bihor. Formată din patru galerii principale: Emil Racoviță, Galeria Oaselor, Lumânărilor și Științifică. Vorbim aici despre Peștera Liliecilor, Peștera Urșilor, Peștera Leilor sau Peștera Meziad. Peștera Urșilor. Este răspunsul final? Da. Bine, blocăm. Tu ce zici, Ștefan? Nu zic. Nu zice? Nu, 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 nu mai zici. Maria? Urșilor. Peștera Urșilor, răspuns urșilor, corect. Maria? Sălaj. Sălaj. Bun. Întrebarea. Ziua minorităților naționale din România este sărbătorită anual în 18 decembrie, 1 decembrie, 24 decembrie sau 30 decembrie? 24 în ajunul Crăciunului, parcă n-am auzit. 18 decembrie, fie ce-o fi. 18 decembrie. Răspuns corect! Mergem la Ștefan. Tu cu ce te ocupi, Ștefan? Pensionar, fost polițist. Opa! Polițist în ce zonă? Gulere Albe. A, da. Da. De 6 ani locuiesc în Delta Dunării. O, ești sănătos. Liniște. Tun. Liniște, da. Liniște, mintea da, limpede, da, somnul bun, adânc. Bine ai făcut. Dă-mi un județ, te rog. Sălaj. Sălaj. Ideal ar fi să fie un răspuns corect. În 2009, la Gala Gopo, Cosmin Seleși a fost nominalizat pentru rol principal în filmul Balanța, Schimb Valutar, Poziția Copilului, California Dreaming. Pot să sun un prieten? Pot să întrebi un prieten, asta e varianta ajutătoare. Da. Pe cine? Edi. Pe Edi. Hai să-l sunăm acum. Vă rog. Bună seara, Virgil Ianțu de la Câștigă România sunt. Bună ziua, Edi Bănărescu, vă ascult. Opa, tot polițist? Nu, nu, că așa pare. Uite de ce v-am sunat, sunt alături de Ștefan și participă la Câștigă România. Suntem la o întrebare în județul Sălaj și dacă vreți să ne ajutați, eu citesc întrebarea cu variantele de răspuns și aveți 10 secunde la dispoziție pentru răspunsul dumneavoastră. E ok? Vă rog, da. Bine. În 2009... la Gala Gopo, Cosmin Seleși a fost nominalizat pentru rolul principal în filmul Balanța, Schimb Valutar, Poziția Copilului sau California Dreaming. Încă o dată, de ce filme? Balanța, nu? Schimb Valutar, Poziția Copilului. De asta avem 10 secunde.
Poziția copilului. Poziția copilului este răspunsul final. Da? Da. Bine. Balanța nu, așa cum spunea aia și știa. Prietenul da. Tău. California Dreaming. Nu știu. Răzvan Vasilescu. Cine să mai joace pe lângă el, la cât de mare e. Deci nu. Acest film este regizat de Nicolae Mărginean. Dar nici poziția copilului nu este varianta corectă. Schimb valutar. Da. Și mergem înainte cu Ion deocamdată. Dăm în județ, Ioane. Arad. Arad. Iosif Peciovski are o statuie în Arad și a fost practicantul acestui sport. L-ați și găsit cu această da. Întrebare. Și ce... Tenis de câmp, handbal, polo, fotbal. Și ce fotbalist? Da. Mare a fost. Deci, fotbal. Fotbal a câștigat 3 campionate cu da. UTA și 2 cu Steaua. Da. A jucat în Naționala României și... În Naționala Serbiei, dacă țin, nu mai... Ungariei. Ungariei, da, da. Da, așa este. Fotbal, răspuns corect. Următoarea întrebare vine din Timiș, destinația ta. Dar mergem la Maria. Maria, fii atentă. Dăm în județ. Cluj. Singur. Cluj. Da. Altitudinea maximă a județului, atinsă în masivul Vlădeasa, este de 1208, 990, 2154, 1842 de metri. Altitudinea cred maximă a județului. 2154. Răspunsul este final? Da. Bine. Ștefan, varianta ta? 1842. Ia uzi, exact varianta corectă, o știa Ștefan. Dacă îmi dai un răspuns greșit, te blochezi la un singur răspuns și atunci Maria merge automat mai departe. Fii atent la răspuns. Băimăreanca Ami cântă cu succes. Iau un tramvai, dejun, somnifer sau coniac, azi fără tine, mai am puțin și uit de tine. Deduci, bănuiesc că nu știi piesa la... Nu știu piesa, tramvai nu poate fi, dejun nu, coniac. Iau un coniac azi fără tine, mai am puțin și uit de tine. Da. Răspuns final? Răspuns final. Bine. Le-am mai spus concurenților. Propriile pofte nu rezolvă răspunsurile la întrebare. Tramvaiul pe care l-a eliminat din start era răspunsul corect. Acum aș vrea totuși să luăm o scurtă pauză. Promit că ne întoarcem cât se poate de repede la Câștigă România. Hai să vedem ce face Ion. La Timiș. Blaziu Guban a creat în anii 30 un brand de succes, utilizat și în zilele noastre. Săpun de rufe, cremă de pantofi, pastă de dinți, cremă de brânză. Mie îmi place Guban. Cum face Ion da. Când aude variantele de răspuns. Da. Și se așează așa, hai mă că știu. Deci Gubanul are decât cremă de pantofi. E cum... Cremă de pantofi, răspuns da. Corect. Născut la Oradea, dar a venit în Timișoara, unde știm cu toții ce imperiu a creat cu Gubanul. Guban, da, erau cutiile alea mari de cremă. Așa și cutiile, de... mamă, dar cu ce mișto miroseau. Da. La noi, la Timișoara, se mai făceau pantofii aia de se trimiteau în Germania. Cu talpă injectată, de pe vremea aia. Fai. Dacă făceai rost de unii de aia, erai șmecher. Ții minte, am venit cu ei la școală prima zi. Da. Eram vedeta școlii. Până la prima pauză când i-am rost la fotbal. Da. Să mergem unde mergem. Tu ai ajuns la destinație, felicitări. Mulțumesc. Mergi în runda a doua, Ioane. Acum, Maria, dă-mi un răspuns din Maramureș. La Borșan ajung de sânziene, flăcăii ies pe dealuri și rotesc în jurul capului, fete, pălării, făclii, steaguri. Nu-ți place întrebarea, mă? Să știi că tot ce facem acum contează
doar în cazul în care câștigi ediția. Fetele n-au cum să fie rotite în vârful, în jurul capului. Bun. Se mai învârt. Ia zi, Ioane. Da, teaguri, nu fac. Cred că pălării. Pălării? Pălăriile și le rotesc. Da? Cred. Răspuns final. Final, da. Bine. Cam cum rotesc pălările? Pe o să-mi... Ai, nu știu. Într-un fel anume. Deși au pălării micuțe. Le țin pe cap și dau așa să se rotească, da. Sau le rotesc în jurul capului? În jurul capului. Nu știu. Da. Nu știu. Asta am observat. Dar de steaguri, de ce nu le rotesc steagurile? Știi că mai sunt tot felul de tradiții și ritualuri cu steaguri de tot felul? De sunt ziene cu steaguri? Nu, nu prea cred. Nu știu. Chiar nu știu, am zis-o așa, după logică, nu. Este vorba despre? Făclii. Făclii. A, făclii. Pe alea le-am exclus, nu umblă, da, cu focurile. Să nu se ardă, că da, nu știu. Exact. Da, exact. Da. Și ai rămas la două județe, îți dai seama că dacă aveai încă un județ în plus, Ștefan, intrai la baraj cu Maria și puteai, ajungi în runda a doua, chiar, cine știe, poate câștiga ediția. Asta e situația, am încheiat această rundă. O să te rog, Ștefan, să-mi răspunzi la o întrebare. Câștigă România pentru 200 de lei. Într-un stat constituțional, un polițai nu e decât un instrument. Nu brațul care lovește, voința care ordonă e de vină. Spunea Cațavencu în piesa lui Caragiale. Hamlet, O scrisoare pierdută, Poliția în acțiune sau Domnul Goe? O scrisoare pierdută. Cred că avem și niște imagini. Într-un stat constituțional, un polițai nu e nici mai mult, nici mai puțin decât un instrument. Curat instrument. Nu brațul care lovește, voința care ordonă e de vină. Eu chiar am scris un articol în privința asta. Doamne, dar ce variantă veche, ce arhivă faină. Frumos. Marcel Angelescu este polițaiul aici. Dar nu mai știu cine este celălalt actor și îmi pare rău, nu e Nichi Atanasiu. Bine, semăna cu Paul Everac. Da. Într-adevăr. Dar nu mai... Hai că o să aflăm pe parcurs. Domnule, O scrisoare pierdută este piesa. Cred că TVR are cel puțin două variante filmate. Asta cea mai veche. Mai e o variantă în care... Trei variante are. Mai are o variantă cu Toma Caragiu, un Ștefan Tipătescu, și mai are cu Victor Rebenciuc de la Bulandra în Tipătescu, cu la sala Rodica Tapalagă, o variantă de Zoe, Mariana Mihuț, o variantă de Zoe. Și mai departe, cred că Dan Danache cu Beligan mai e o variantă. Cred că tot cu Beligan, că la cât a trăit, cred că a făcut toate variatele de pe lume. La sala Izvor era cu... La Izvor, da. Regizată sau de Ciulei, una, da. Ciulei, da, am văzut piesa. Mm-hmm. Bun, aveam foarte frumoase amintiri. Era. Domnule, dă-mi voie să-ți înmânezi această carte și să o vedeți și voi. Istoria civilizațiilor în 1000 de obiecte. Toate aceste cărți pe care le mânez concurenților sunt foarte dorite. Toată lumea mă întreabă, poți să-mi faci mie rost? Sunt ale concurenților, că n-am eu acasă la, în biblioteca mea. Felicitări! Mulțumesc! Domnule, mi-a părut bine! Chiar dacă am ieșit din prima rundă, nu regret faptul că am venit. Am cunoscut oameni minunați, atmosfera a fost foarte bună. Am ieșit pe greșeala mea pentru că am ales o strategie greșită. Acum, intrăm într-o rundă foarte importantă, foarte serioasă, dar sper să ne și distrăm. Nu datorită răspunsurilor voastre, ci așa, cu ce mai povestim pe lângă. Da, da. Iar dacă voi sunteți de acord, aș vrea să intrăm în runda a doua alături de Maria și Ion la Câștigă România. Ioane! Da, mă hediți. De unde vrei să pleci?
Mehedinți. Din județul Mehedinți, este foarte bine. Să vedem un Vaslui ceva. Botoșani, Iași. Eu mențin Vaslui, voi Iașu, da? Și calculatorul ne duce în Botoșani. Botoșani. Ai zis și tu Botoșani, da, da. Da, corect, corect. Știe, mă, ce vorbim. Am vorbit cu el. Da. Plecăm din Mehedinți cu Ion. Maria, te pregătești cu o întrebare din Botoșani. În acest oraș s-a aflat reședința banilor Olteniei între anii 1479-1492. Vorbim de Strehaia, Calafat, Zimnicea, Drobeta, Turnu, Severin. Ai folosit varianta ajutătoare, întreabă un prieten? Nu. Vrei să o faci acum? Strehaia nu poate să fie, deci Drobeta, Turnu, Severin. Ești sigur de acest răspuns? Nu așa de sigur, dar ăsta e răspuns. Final? Da. Bine. Calafat nu e. Nu e, nu e. Zimnicea, Zimnicea nici într-un atât. Caz. Strehaia este, dar cam... Da, este, dar nu, nu o vrei tu ca răspuns, da? Păi Strehaia era răspunsul corect. Este, dar nu ce? Este, dar da. Parcă mi-e silă mie așa să zic Strehaia. Strehaia, și... că sună da. Ciudat, nu? Am trecut pe acolo și nu mi-a plăcut, probabil că de asta. A, de asta, de asta. Da. Pufoase și fragede, gospodinele le gătesc cu mălai. Pot fi desert sau aperitiv sărat. Zice-se că în Botoșani, pe aici, li se alivenci. Spune alivenci, mucenici, poale în brâu sau frecăței. Eu zic alivenci. Alivenci, răspuns corect. Și județul următor. Suceava. Suceava. Bine, tu din Mehedinți... E galbenă și crește în sălbăticia stâncoasă a cazanelor Dunării. La Leaua Bănățeană. Ce frumos sună. La Leaua Bănățeană. Sau de aur, de cazane, pitică, pudică. De cazane. De cazane, răspuns corect. Județul următor. Județul următor, Gorj. Gorj. Suntem în Suceava, draga mea. Ai un avantaj, cu o singură condiție. Spune-mi, te rog, actorul Alexandru Arșinel s-a născut la Dolhasca, localitate aflată pe malul râului Bistrița, Siret, Trotuș sau Dorna? Siret. Răspuns final? Da. E ce-o fi. Ioane, blocăm. Nu mă pronunț. Aș zice totuși, așa de, după mine. Siret este răspunsul corect. Bine, Maria. Deci ești bine cu geografia, ce să mai. Județul următor. Mureș. Mureș. Să mergem în Gorj. Situată în comuna Baia de Fier, este prima peșteră din România care a fost electrificată. Peștera Muierii, Feciorilor, Scărișoara sau Peștera Urșilor? Peștera Muierii. Răspuns final? Eu îl blochez? Da. Bine. De ce ai dat acest răspuns? Așa știu că Peștera Muierii e în județul Gorj. Și Scărișoara unde e? Scărișoara... Păi zice că e prin... Argi sau... Alba. E în Alba. Da. Muierii, răspuns corect. Da. În Alba. Bravo, Ioane. Județul următor, te rog să-l alegi. Județul următor să fie Hunedoara. Hunedoara. Tu ești în Mureș. Între noi mai e un pas, cântă Sanda Lado și împreună cu actorul Marcel Pavel, Gheorghe Dinică, Adrian Pintea, Ștefan Iordache. Ștefan Iordache. Răspuns corect, Ștefan Iordache. Județul Sibiu. Sibiu. Îl blocăm. Din Hunedoara va trebui să faci pași repezi pentru că ai de urcat ceva. Podul natural Grohot din județul Hunedoara este realizat din fier, marmură, calcar sau lemn. Pod natural
Grohot? La Grohot este și marmură, dar cred că este realizat din calcar. Este răspunsul corect. S-a prăbușit plafonul calcaros al unei peșteri. Da, foarte bine. Acum ești obligat să o iei prin Vâlcea. Vâlcea. Da. Așadar ai pierdut cumva un pas. Da. Asta e. Vreau să fii atent. M-am grăbit. Dar, totodată, o întârzi un pic pe Maria. În filmul Baltagul, regizat de Mircea Mureșan, Vitoria Lipan a fost interpretată de Sofia Loren, Gina Lollobrigida, Margarita Lozano, Monica Bellucci. Margarita Lozano. Bravo! Răspuns corect. Un film realizat în 1900... 60, cred. 9. 69, exact. 69, da. Județul următor este Alba, tu ești în Vâlcea. Cântă Nico Alifantis. E frumos, e prea frumos la tine în viață, casă, sat, suflet. Cred că la tine în viață. E frumos, e prea frumos la tine în viață, casă, sat, suflet. Nu, suflet sau viață, dar zic viață. Viață, final. Da. Bine? Și acum o să întrerupem puțin această ediție pentru un moment artistic oferit de Maria. Doamnelor și domnilor, Maria. E frumos, e prea frumos la tine în suflet, e frumos. Mai mult. Știi și melodia? Sau doar versurile? Mm-hmm. A, astea au fost cântate? Da. Că asta n-am prins. E prea frumos la tine în suflet. Da. E târziu, e prea târziu la mine în gând. Da. George Țărnea este poetul autorul pe care Nicu îl iubește foarte tare. Și ne ducem în Alba. Orașul Cugir este situat în zona de contact a culoarului depresionar al Orăștiei, cu munții Măcin, Șureanu, Călimani, Piatra Craiului. Șureanu. Șureanu, răspuns corect. Maria, mergi mai departe prin ce județ? Arad. Prin Arad. Vezi că ești foarte în urmă, Ioane. Dă-mi un răspuns acum, rapid, din Vâlcea. Singura insulă locuită de pe Olt, unde este și mănăstirea ctitorită de Neagoe Basarab. Adacale, Șerpilor Mare, a Brăilei, Ostrov. Suntem în Vâlcea. Da, este... Insula Ostrov. Este insula Ostrov. Mănăstirea Ostrov, cea mai veche mănăstire de maici. Da. Răspuns corect. Județ. Județul Argeș. Județul Argeș. Ai 5-6 județe ca să ajungi la Botoșani. A fost o mică greșeală acolo. Arbitru de fotbal Arădean a condus la centru mai multe partide la Euro 2020. Adrian Mutu, Ion Oblemenco, Ovidiu Hațegan, Ioan Igna. Sunam un prieten. Că sunt așa în... Vrei să folosești varianta ajutătoare? Întreabă un prieten. Întreabă un prieten. Bine. Da. Pe cine? Pe Ion Șerban. Îl sunăm acum. Abonatul apelat are telefonul închis sau nu se află în area de acoperire a... Salut, una, doamnă, dar nu e un motiv să țipați la noi. Deci nu țipăm la abonați. Așa. Mai ai un număr, îl folosești pe celălalt? Da. Bine. Pe Alice Vizieranu. Bine. Alo. Alo, salut, una, Virgil Ianțu de la Câștigă România sunt. Bună ziua, da, spune. Bună seara. Eu aș vrea să vă întreb dacă sunteți dispus să ne ajutați. Da, da, sigur că da. Da, avem de cărat. Nu, Maria ar vrea să fie ajutată la o întrebare din județul Arad. Se comportă foarte bine aici, n-a înjurat pe nimeni, n-a bătut, n-a, da, deci este foarte drăguță. Deci a ajuns la Arad, e bine. A ajuns la Arad, dar bine, dacă a plecat din Timiș, de ce așa de bine? A. E, normal.
E distracție acolo, văd că vă distrați. Mă gândesc că a plecat de la Constanța. Nu, 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 nu. E pe aici. Dar ideea e așa, eu o să citesc întrebarea, variantele de răspuns și așa cum vă simt eu, așa energică, sigur ne ajutați. E un domeniu pe care îl stăpâniți, clar. Fiți atente la întrebare. Aveți 10 secunde pentru răspuns. Să vă grăbiți. Da, da. Da, sigur știți. Suntem în județul Arad, da? Arbitru de fotbal arădean a condus la centru mai multe partide la Euro 2020. Adrian Mutu, Ion Oblemenco, Ovidiu Hațegan sau Ioan Igna? Hațegan. Vă mulțumesc frumos. A zis, e simplu, e chiar dacă e greșit. Mergi pe... Da? Final? Da. Bine. Cu ce echipă ține? Ea cu Dinamo București. Ca și moi. Îmi pare rău pentru voi. Ioan Igna, un mare arbitru internațional, arbitra campionate mondiale prin Mexic, prin Spania, prin vremurile alea ale anilor 80. Ovidiu Hațegan, răspuns corect. Așa, deci, noi suntem acum în Timiș. Poftim? Vom merge prin Timiș după... Tu mergi prin Timiș după Arad. Tu în Argeș, tu pe aici prin zonă. Curtea de Argeș a fost reședința primului scaun mitropolitan ortodox, începând din anul 989, 1739, 1989 sau 1359? 1359. 1359. Răspuns corect. Județul... Brașov. Brașov, normal. Suntem în județul Timiș. Maria, turnul unei foste cetăți din secolul XIV sau cula, cum îi spun bănățenii, se înalță în orașul. Jimbolia, Anina, Ceacova sau Lipova? La ce te gândești? Jimbolia sau Ceacova? De ce l-ai eliminat pe celelalte? Păi Anina nu-i pe Valea Jiului, Lipova-i la Arad, Jimbolia e în Timiș. Și nu știu de ce mi-a sunat mie ceva pe la urechi de Ceacova asta. E Jimbolia. Final? Final. Fie ce-o fi. Bine. Păi dacă îți sună în ureche Ceacova... Da. De ce te duci spre Jimbolia? De... Că nu înțeleg. Am citit ceva de... Unde e? Păi de atunci de ce zici de Jimbolia? Ceacova era răspunsul corect. Chiar Ceacova, cum zicem noi. Rămâi în Timiș, mergem în Brașov. Hai, Ioane. Îmi sună mie Ceacova. Jimbolia. Și eu tot Jimbolia. Cum sunteți voi? Instrumente vechi de secole sunt restaurate din 2003 în Hărman, la atelierul de orgi, tulnice, viori, muzicuțe. La Hărman nu poate să fie decât orgi. Orgi, într-adevăr, singura școală de acest fel din țară. Orgi, răspuns corect și te duci mai departe în... Harghita. Harghita. Mai ai variante ajutătoare? Da, scoate-mă din județ. Vrei să o folosești? Da, te rog. Eu nu vreau, la cum ai făcut cu Jimbolia asta. Bine, hai să vedem întrebarea. Și vedem dacă e momentul potrivit pentru a folosi această variantă ajutătoare. Animăluțe care printr-un joc virtual provocau oamenii la o vânătoare prin oraș. Melci codobelci, pokemoni, șoricei mușchetari sau miaunel și bălănel. Pokemoni. Doamne, ține-le mintea întreagă. M-au convins niște prieteni la un moment dat să încarc și eu când am văzut ce stupid e, că te transformi într-un robot dement. Da, Pokemoni. Răspuns corect și merg mai departe în Calea Severin.
Ce fericiți erau când veneau, apărea câte un monstru de ăla, mai de, uau, l-am prins ăla, l-am prins azi pe nu știu care. Bravo, mă, copii! La Vârșag, turiștii sunt atrași de cascada de 7 metri, dar mai nou și de... Ioane, în Zgârie Nori, pârtia de schi, observatorul astronomic sau ferma de alpacale? La Vârșag... La Vârșag, acum, este o pârtie de schi inaugurată. Este o pârtie de schi inaugurată în 2021, 1050 de metri are pârtia. E cea mai modernă din Munții Harghita. Răspuns corect, județul următor. Județul următor este Neamț. Neamț. Mergem la Maria. Întrebarea. Este autorul primei poezii în versuri metrice din literatura română în 1674. Mircea Dinescu, Mihail Halici, Mihai Eminescu, Vasile Voiculescu. Mihail Halici. Este răspunsul corect. Mihail Halici, cărturar umanist. Ca să fim mai clari și să completăm acest răspuns, următorul județ este Mehedinți, Maria. Mai avem Neamți, apoi Iași și Botoșani. Greu. Da. Greu, Ioane. Fost component al trupei Valahia, interpretul celebrei melodii Tornero la Eurovision. Liviu Vârciu, Costi Ioniță, Mihai Trăistariu sau Alex Velea? Mihai Trăistariu. Mihai Trăistariu, răspuns corect, născut la Piatra Neamț. Da. Nu aș vrea să mergem mai departe până nu luăm o scurtă pauză. Eu parcă aș avea nevoie. Și voi? Ne întoarcem imediat. Județul, domnule. Iași. Județul Iași. Mehedinți, Maria. O întrebare pentru câștigarea ediției. Mănăstirea Sfânta Ana din Orșova a fost ctitorită de ziaristul interbelic Victor Șeicaru, Panfil Șeicaru, Ion Ionescu sau Ion Luca Caragiale? Panfil Șeicaru. Da. Este răspunsul corect și ai câștigat ediția, Maria! Toți dinamoviștii sunt în picioare, cu mâinile sus și scandează numele toți Maria. Câinii. Pentru că altceva ce, doamne, tu nu mai scandeze bieții oameni, nici motive nu au. Da. Dar uite, tu le-ai dat un motiv de bucurie să sărbătorim acest moment în care Maria a câștigat ediția noastră de astăzi și să-l felicităm pe Ion pentru că și el a câștigat o ediție, mulțumesc, dar mulțumesc. Nu pleacă până nu-i oferim cartea și 400 de lei. Unde pleci? Stai mulțumesc. Acolo, domnule. Păi ce, îți dau cartea și banii așa, trebuie să mai pun o întrebare? Mai puneți. Păi îți mai adresez o întrebare. Întrebarea câștigă România. Când m-am uitat, trebuie de așa, am crezut că e Nicu Constantin în tinerețe. Da. Și eu am crezut că e Nicu Constantin. Hai să vedem. Uite-te la fotografie. Ion Minulescu, în a 11-a poruncă, scrie: ascultă, privește și taci. Ascultă să înveți să vorbești. Privește, să înveți să clădești și taci când îți dau băbârnaci, când mănânci cozonaci, să înțelegi ce să faci, chiar de vezi prostănaci. Să înțelegi ce să faci. Este superbă această poezie. Da. Minulescu. Și te învață multe. Da. Ascultă să înveți ce să faci. Știți cine cântă o piesă pe aceste versuri? Să o ascultați, că și piesa e foarte frumoasă, a lui Baniciu, pe această poezie a lui Minulescu. Da. 400 de lei adăugați la cât ai câștigat în prima ediție? 1500. Exact, 1900 plus această carte frumoasă, Istoria civilizațiilor în 1000 de obiecte. Acum poți să vii să-ți înmânezi această carte. Să-ți prind mâna. Felicitări, domnule, din tot sufletul. Bravo! Da, mulțumesc. Atmosfera foarte, foarte frumoasă. Oamenii de asemenea care, cu care am intrat în contact acolo și am vorbit și, în general, am venit ca să văd dacă mai
pot să mai concurez. Mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult atmosfera și sper să mai revin. Maria. E mai simplu de acasă? E mai complicat aici sau acasă? Sau acasă, acasă e mai simplu, simplu decât aici? Cum? E mai simplu acasă. Da? Că nu e presiune. Te-ai descurcat foarte bine. Puteam și mai bine. Serios? Da. Ia să te văd eu pe așa pe cronometru, să vedem cum arată la tine o rundă a treia. E prima. Să încerci și tu senzația. Să nu fie ca la George. Aoleo. Da, corect. Hai să vedem cum arată pentru tine runda a treia la Câștigă România, Maria. Plecăm de acasă, din Dâmbovița. Din Dâmbovița. Te concentrezi la primele 6 întrebări, că vin la tine dacă greșești. Plecăm cu cronometrul acum. Fabulă a lui Grigore Alexandrescu despre așa zisa egalitate. Vulpea liberală. Na, liberală. Da, câinele nici nu mai vin la tine, dacă din prima, tot din Dâmbovița. În nordul județului se află reliefful înalt format din munții Bucegi și Leota. Târziu. Am ieșit în Argeș. Argeș. Interpreta piesei Ce mult te-am iubit din Ilana Cipoteanu. Mamă, ce știe. Județ. Brașov. Născut în 1942 la Brașov, Ștefan Câlțea e unul dintre cei mai importanți contemporani. Ce? Scriitori, tenori, ce ai zis? Pictori. Pictori, neapărat. Intră pe net și după aia să vezi ce-ți vine să cumperi. Și fratele meu este sunt pictor. Sunt foarte valoroase. Păi întreabă-l de Câlțea, sunt foarte valoroase. De foarte frumoase, mai mult decât valoroase. Un produs de tradiție în anii comunismului, salteaua Relaxa, se fabrică și în prezent la? Mizil. Județ. Buzău. Unul dintre următoarele edificii bucureștene nu a fost proiectat de Petre Antonescu. Arcul de Triumf. Da, Palatul Victoria. Victoria. Județ. Da, Ialomița. Ialomița, următorul județ. Mama lui Mihai Viteazu se numea? Oltea. Ei, Tudora. 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 Ai Ilfov, ca să nu mai... Ilfov, da. Patronul spiritual al Bucureștiului cu moaștele păstrate în Catedrala Patriarhală. Dimitrie cel Nou. Bravo, draga mea, județ. Giurgiu. Giurgiu. Lupta lui Mihai Viteazu cu turcii la Călugăreni în 1595 este ilustrată în tabloul lui Teodor Aman. Bravo, județ. Teleorman. Teleorman. Preot, scriitor, profesor cunoscut după pseudonimul Gala Galaction, numele real fiind Grigore Pișculescu. Corect, județ. Olt. Singurul de altfel, vezi ce faci. Mănăstire de Maici, situată la 20 de km sud-vest de municipiul Slatina. Arnota. Și ne-am blocat frumos și puteam să mai adăugăm o întrebare, dar uite cum trece timpul fără să putem face ceva în acest sens. Avem așa, vezi că ai început cu un răspuns greșit, așadar avem o rundă începută cu 1000 de lei. Adăugăm 7 răspunsuri corecte, dar și 4 greșite. În total ai câștigat 1300 de lei. Așadar trebuie să lucrezi puțin până data viitoare la runda, faci exerciții acasă, pe rapiditate, contra cronometru, să te ajute cineva. Felicitări! Mulțumesc. Ai câștigat o ediție, mare lucru și îți doresc succes în ediția de data viitoare. Până atunci o să îi sfătuiesc să pună mâna pe carte că nu urzică. Asta voiam să zic. Puneți mâna pe carte că nu urzică. Seară frumoasă! Luni la Câștigă simt România. Simt un fior din partea stângă a mea. Te rog, interpretează. Nu!
Începe peste 400... Undeva la 670. Eu vă las că, bă, că aveți treabă, aveți de discutat. Eu, na, să... Vulcan, altitudini. Acum, vă rog să mă scuzați. Cine? Te rog, că nu suntem aici la teatru. Câștigi tu, câștigă România.